trebuie să întoarcem iarăși camera asta pe dos. Trebuie reorganizat. Din nou, pentru că o singură imprimantă mi-o dat peste cap iarăși. Pentru că n-avem unde să o punem în configurația actuală. Yeah. Dar am o idee de reorganizare aici, astfel încât să mut masa aia în biroul meu, să-l mut puțin mai încolo și după aia să pot să pun aici, în fața mea, imprimanta de sublimare. Și cred că acolo să fie cea mai bună opțiune. Cred, nu știu. Sper, vedem. Așa cum mie nu am găsit absolut nicăieri niciun loc. Bar n-am unde ar putea fi pusă, ok, cu acces ori la LAN, ori la un USB, astfel încât să fie eficient de lucrat cu ea. Și planul stă în felul următor. Ochiul, în principiu, e ok aici. E în regulă poziția lui. Și vreau să pun sau grasul tot aici. Dar asta însemna că împingem mai încolo ochiul și atunci ne încurcă aici și la geam și bla bla bla. Atunci vrem să facem următoarea rocadă. Vreau epsonul mare și dulapul ăla să-l inversez. Și atunci se rezolvă cumva problema. Pentru că atunci nu mai e nevoie de așa de mult spațiu între peretele ăla și biroul meu și înseamnă că biroul meu poate să meargă mai încolo. Suficient de mult cât să încap aici încă o masă pe care să pun prostioara aia micuță și asta. Dar mai mult pentru Sawgrass. Și Epsonul mare o să fie acolo. În continuare o să fie acces bun la el. O să fie... ce bun, o să fie mult mai bun decât acolo. Și o să rămână acces și pentru a putea scoate rolele de aici. Pentru că asta era important, să putem scoate în continuare rolele de aici. Pentru că ceva la ce avem nevoie de acces zilnic, de mai multe ori pe zi. Și dacă mut Epsonul acolo, atunci o să-l conectez și pe ăla, pe laptopul de acolo, de la Roland, adică pe ăsta de aici, și atunci poate fi controlat Epsonul de către DIA, chiar și când nu e laptopul meu aici. Pentru că Epsonul și ochiul deocamdată sunt blocate doar pentru laptopul meu. Pentru că astea nu sunt puse pe rețea. O să pun ochiul pe rețea, Epsonul nu-i place. Nu-i place nici cum să fie pe rețea și trebuie să rămână pe USB. Atunci a fost legat la laptopul meu. Așa că acum o să legăm pe laptopul ăla și atunci poate și Diana să dea prinde la computerul ei. Și mai trebuie să rezolvi problema cu ochiul, să fie și ăsta pe rețea. Dar cum încă ochiul nu zbârnăie, deci nu e o problemă faptul că nu e legat pe rețea, pentru că, să fim serioși, în fiecare zi și eu aici, nu-i stres de aia, de prea puține ori este eu plecat cu tot cu laptop, ca să nu se poată lucra pe ochii când e nevoie. Dar Epsonul ăsta chiar lucră în fiecare zi într-una și atunci, da, e mai ok să fie pe rețea, adică legat la laptopul ăla, pe care putem accesa de oriunde, inclusiv de pe computerul Dianei. Yay! Na bun, asta înseamnă că trebuie să golim mare parte din dulapul ăla, să dăm jos tăcii pe el și să le... Jesus Christ. E ora 6. Oamenii normal rup ușa la ora asta. Noi acum începem a doua zi de lucru. Și dăm drumul. Cum ne-am obișnuit să fie acolo plin de jos până sus cu TV-ul, acum apare foarte stupid peretele la fără. Zici că e gol. Zici că e dezbrăcat pe tu. Nu cu peretele astea acum dacă nu ți-ai acolo. Oh, no. Oh, păi putem să punem deasupra lui, că este un cui, mai putem pune un tablou, sau vedem. Să punem tot TV-ul pe suport deasupra. Montez înapoi suportul. Nu, no, că atunci ai primit, așa? Da. Nu mă neapărat. Te-am auzit. Cu asta e simplu. E pe role și uii! Dar ăsta nu-i pe role. Și ăsta e greu. Ăsta a fost greu și gol. Remember? Nu. No. Nu? No? Ok. No, a fost greu. Nu foarte greu, dar greuț. Nu o să-l mai golim de tot, că n-are sens. Dar am un trick. Sergiu, ca și oamenii aia care au un băiat, el are un trick. Eu am un trick cu o țavă aici. Sau cu o botă de lemn. N-ai mai găsit țavă? Nu. Tricul e în felul următor. Ăsta trebuie să plece de aici. E așa, bun. Hai să ducem Epsonul, că dacă punem în mișcare dulapul, să-l tot ducem pe poziție. Așa că scoatem și Epsonul de aici. Trebuie să ne ajungă spațiul de manevră. Tricul ăsta l-am învățat, l-am inventat prima dată când am mutat unul din ăsta acasă. Ții minte? Că atunci când era dulapul pus câș cumva în mijlocul camerei și l-am mutat pe peretele pe care e acum. Da. Atunci după ce a venit imprimanta 3D.
Da, bun, hai să vă... Ideea e că trebuie să punem dulapul pe bota asta, să fie super ușor de împins după aia de rulat, o să meargă așa ca pe roate. Bun, pus. Bun, tu aici și o să-l ridic ușurel de în cealaltă direcție. Și eu ce fac? Împinge-l. Împinge-l spre cameră. Poți? Da. Bun. Așa. Bun, și acum... Acum o să ridic eu și o să scoți bota. Și gata, aici am manevrul fără da. Pământ. Aici un copicuț să-l putem împinge. Da. Așa. Și gata, metoda bota. Mamă, și uite ce de spațiu este acum aici. Deci, jumătate de metru încolo. Ăla-i toti. Bun, asta e aici. Este ceva aici, ca și m-ar fi curs. Dar e transparent, zici că e condens. Că nu-i deloc, nu-i deloc colorat, deci nu-i cerneală. Și chestie. Dar ce să fie? Da, bun, da, peretele la gol e foarte acord acum. E tot prea mic și gol. Are agățătoare? Nu, n-are. Aproape. Mai? Da, aha, ok, așa ceva. E ceva. Deci nu o să fie neapărat gol acolo, că te spune ursul. Remember? Ursache? Ursac e acolo, m-am învelit acum. Hei, se întoarce tricou. Știți că stă acolo, fost, nu? Grămadă de vreme. Na, uite ceva. Îl poți? E în curul gol. Nu, omul e supărat. Vei colțul veseliei acolo. Ursul, tu, tricoul ăla. Da, așa. Diana, unde pui mâna? Nu-i rău? Nu-i rău deloc? Ți-a spus cum e când intri. What's the clock? What's wrong with you? Nothing. Nothing. Na bun, hai să punem la loc. Ce? Tati. Ce? Tati. Trebuie să vedem unde vine masa acum acolo și cât de încolo merge biroul meu. Dar înainte să punem TV-ul sus și restul bălăriilor și pe urmă așezăm astea. Deci prima dată TV-ul. Și am terminat cu rocada și cam așa o să arate acum în spatele meu și cam așa arată acolo. De fapt... Ceva de genul. Da, ok. Ba, aici undeva. No, acum biroul meu, că de-aia am făcut toată rocada asta. Spațiu, știi? Mhm. Na, păi să știm în spatele tău să nu punem un dulap. Bun, da, mulțumesc. Roll box-ul ăsta la loc. Și aici să duc masa. Dar n-ai ținut cont de un aspect. Care? Atunci când folosim ochiul, îi deschidem să le scoată hârtia. Ok. Și să dea fix în masă. Shit. Când lucrăm cu ochiul, cam... No, hai că suntem ok. Invers. Așa. Bun.
Frumos. Perfect. Avem loc și la ochii și la sobras. Ăla e. Asta e foarte ok pentru AVB-uri, de-aia o păstrăm încă. Și mai bun acces acum aici, la scos role. Este acces aici de lucrat în față, dacă nu mi-ajunge locul easy peasy. Awesome! Ne-a trebuit încă o imprimantă ca să putem face mai mult loc aici. Așa. Ne vedem mâine! Ciao!